radio tour Concursul Alba Iulia Orașul Unirii a adus pe Jonas Sel și Sabrina Freisenborg în perioada 10-18 septembrie într-o regiune din România despre care nu știau prea multe, dar care le-a rezervat nenumărate surprize plăcute. Prima surpriză nu a venit totuși odată cu prima lor zi în România, ci atunci când au câștigat concursul organizat de Radio România Internațional cu ocazia centenarului. Cum a ajuns de fapt Jonas Sel să participe la concurs, aflăm în următoarele minute chiar de la el. Concursul a, a fost difuzat de timp de mai multe de săptămâni și a început să mă o preocupe. La un moment dat am completat întrebările și am expediat răspunsurile. Mi-am zis să vedem ce o să fie. După aceea am primit un e-mail în care mi s-a comunicat că am câștigat. Jonas Sells și-a descoperit dragostea pentru radio de mult cu un aparat mic pe care l-a achiziționat pe eBay pentru a asculta posturile locale. Cum a ajuns să asculte Radio România Internațional, ne spune în cele ce urmează ascultătorul emisiunii în limba germană. Am constatat o... că acel aparat poate mai mult de atât. Am ascultat undele scurte și am rămas cândva pe Radio România Internațional, deoarece semnalul de deschidere și închidere mi-a rămas în ureche. Astfel, încet, încet, am început să ascult tot mai mult acest post. Concursul organizat de Radio România Internațional a oferit lui Jonas Sel și Sabrinei Freisenborg șansa de a cunoaște România și dincolo de undele radio. Au venit deschiși să exploreze locuri necunoscute, iar în Arieșeni i-a impresionat cel mai mult natura. După cum au mărturisit oaspeții noștri, cel mai mult i-a impresionat groapa ruginoasa, o groapă mare formată de natură, peșterile pe care le-au vizitat în zona Arieșeni, mina de aur din Roșia Montana. Nu doar natura, ci și istoria i-a impresionat pe Jonasel și Sabrina Freisenborg în România. Îndeoseb e vizita la Casa Memorială Avramian cu simbol al jerfei, unde au aflat despre o parte din istoria României, necunoscută în Germania, Revoluția Românească din Transilvania anului 1848. Istoria i-a impresionat pe oaspeții noștri și în Alba Iulia, orașul Unirii. Cetatea este de-a dreptul impresionantă. Este de altfel și emblema orașului. Este foarte întinsă, de jur împrejur sunt parcuri și astfel este valorificată în adevăratul sens al cuvântului. De asemenea, sunt o felul de atracții turistice, ca schimbarea gărzii care este jucată de oameni costumați, care merg călare prin cetate și reconstituie o schimbare de gardă așa cum trebuie să fi fost în acele vremuri. Peisaje care îți taie respirația, istorie, mâncare gustoasă, toate acestea, promit un sejur de care îți amintești cu plăcere mult timp după ce se încheie. Nu același lucru se poate spune despre infrastructura din România, lucru remarcat de oaspeții noștri care au vorbit îndeoseb despre necesitatea unei legături mai bune între aeroportul din Cluj și orașele din împrejurim. Acest aspect negativ nu a putut umbri totuși un sejur pe care Jonasel și Sabrina Freisenborg i-a făcut să își dorească să revină în România. România să... România este o țară foarte frumoasă, din câte am cunoscut-o noi, oamenii sunt prietenoși, natura este foarte frumoasă, chiar și orașele mici și satele merită vizitate. Deci, pe scurt, plec cu o impresie foarte frumoasă acasă. Cu siguranță, România oferă o imagine cu mult mai bună decât cea bazată pe prejudecățile concetățenilor mei în Germania.